Dumnezeu să vă ocrotească, să vă ofere sărbătorile de Paște în liniște, câtuși de puțin belșug, multă sănătate și prietenie cu cei dragi. Și mă gândesc că sacrificiul lui Iisus Hristos ar trebui să fie un exemplu pentru noi, pentru noi românii, ca renașterea acestui popor, care are nevoie de un restart, are nevoie de un moment de zero prin care să găsească soluții, să ajungă de la zero, de la pământ, acolo unde își dorește. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Paște fericit tuturor!